Salutare, prieteni! Astăzi am să vă arăt cum se aerisește un calorifer. De exemplu, la mine aici, partea asta de jos, partea asta, e rece. Aici e caldă, sus. Deci aici e cald, aici e rece. Nu știu din ce cauză, cred că a prins aer. Și trebuie să-l aerisesc. Cum facem asta? Aici jos are un robinet pe imbus. Strângem robinetul, adică îl închidem. Învârtiți de fel până se blochează. Gata. După ce s-a blocat, cu ajutorul unei chei speciale, ca asta, tip fluture, asta o găsesc la toate magazinele astea de instalații sanitare, e undeva la 50 de bani sau un leu maxim. O băgăm aici, pe acest pătrat. Aici are un pătrat. Vedeți? Asta e un pătrat. Băgăm cheia. Deci băgăm cheia, luați un pahar și învârtiți de el. Acum trebuie să iasă apă sau aer. La mine iese aer. Iese apă, pardon. După ce ați lăsat să curgă, să iasă aerul, și începe să iasă apă, desfacem robinetul de jos după care îi mai dați drumul o dată de aici și opriți. Cam așa se aerisește un calorifer dacă nu este cald. Deci dacă caloriferul este pe jumate cald și jumate rece, cam așa se aerisește. Este simplu. Nu trebuie să faceți absolut nimic cu ceva complicat. Să zici că nu mai poți să mai faci sau doar specialiștii poate să facă. Deci ați înțeles care e ideea. Opriți acest robinet. Vedeți că unele sunt cu piuliță cu cap drept și aia se înfiletează cu șurubelniță dreaptă. Și sunt unele care îți trebuie acest pătrat imbus ca să-i dai drum. Opriți aici, dați drumul aici la sus, lăsați să iasă aerul sau apă, după care dați drumul la robinetul ăsta, mai dați o dată drum aici sus, să mai curgă puțin și puneți la loc. De exemplu, eu am un capac aici pus. Așa. Puneți capacul și după ce ați scos apă și ați scos aerul din calorifer, să nu uitați să mai băgați presiune pe, în centrală la zi.
la apă. Pentru că acolo o să scadă presiunea și mai trebuie băgat puțin apă. Vedeți? Apa asta care am scos-o trebuie să o băgăm la loc în central. Și singura modalitate e să facem robinetul pentru umplele calorifere și să o dăm la 1,5 rame. Parcă. 1,1 și ceva. 1,5, 1 și 6. Cam pe acolo. Sper că v-ați făcut o mică idee cum se aerisește un calorifer. Același procedeu este și dacă aveți centrală pe lemne sau centrală pe gaz. Deci e același principiu. Și nu e nimic complicat. Sper că v-ați făcut o idee și puteți să o faceți singur acasă.